Bună seara, dragii mei! Așa cum v-am promis în întâlnirea noastră precedentă, iată că astăzi, 8 februarie, ora 18, sunt aici să continui ceea ce am început și anume sintetizarea cărții Cele 15 legi supreme ale dezvoltării personale scrise de John Maxwell. Data trecută am enumerat cele 15 legi, iar astăzi intenționez să prezint prima lege sintetizată și anume legea intenției. Căci nu e așa, dezvoltarea nu apare pur și simplu de la sine. Sigur, autorul dă exemple practice în detaliu pe care le găsiți în carte dacă doriți să aprofundați și sper să fiți din ce în ce mai mulți. Citez. Oamenii sunt nerăbdători să își îmbunătățească condițiile de viață, dar nu sunt dispuși să se perfecționeze. Prin urmare, rămân cumva pe loc și nu ne putem permite acest lucru. Putem vedea breșa dintre locul în care ne aflăm și cel în care dorim să ajungem și unde ar fi trebuit să ne aflăm. Vorbim de capcanele breșelor care țin de dezvoltare. Dacă ai scopuri, visuri sau aspirații, trebuie să te dezvolți dacă vrei ca ele să se transforme în realitate. Dacă semeni însă cu mine și cu marea majoritate a oamenilor, ai una sau mai multe convingeri greșite care creează o breșă ce te împiedică să te dezvolți și să îți atingi adevăratul potențial, aruncă o privire asupra următoarelor 8 concepții eronate referitoare la dezvoltare personală care te pot ține pe loc și care te împiedică să fii mai bun. Vorbim de breșa presupunerii. Presupun că dezvoltarea apare de la sine. În copilărie, corpul se dezvoltă automat. Pe măsură ce trec anii, devenim mai înalți, mai puternici, mai capabili să facem lucruri noi și să ne confruntăm cu provocările. Cred că foarte mulți oameni ajung la maturitate având convingerea subconștientă că dezvoltarea mentală, spirituală și emoțională urmează un tipar similar. Timpul trece, iar noi devenim pur și simplu mai buni. Vine un moment când trebuie să încetezi să mai aștepți să fii individul care vrei să fii și chiar să începi să fii acel individ. Nimeni nu se perfecționează dintr-o întâmplare. Dezvoltarea personală nu apare de la sine și imediat ce ai terminat școala. Trebuie să-ți asumi responsabilitatea asupra procesului de dezvoltare, fiindcă nimeni, altcineva, nu o va face pentru tine. Vântul nu îi favorizează pe cei care nu au un port de destinație. Dacă vrei ca viața ta să se îmbunătățească, trebuie să te dezvolți, trebuie să faci din acest proces o țintă tangibilă. Breșa cunoașterii. Nu știu cum să mă dezvolt. Trebuie doar să găsesc o modalitate de a face acest lucru. Mulți nu învață decât după ce s-au dat cu capul de pragul de sus. Experiențele dificile le arată diverse lecții într-un mod mult mai dur, iar persoanele respective se schimbă uneori în bine sau alteori în rău. Lecțiile sunt aleatoare și dificile. Este mult mai bine să-ți planifici procesul de dezvoltare personală. Tu hotărăști ce anume vrei să-ți dezvolți. Tu alegi ce să înveți, după care respecti ritmul pe care ți l-ai stabilit. Breșa momentului oportun. Nu este momentul potrivit să încep. Când eram mic, una dintre șaradele preferate ale tatălui meu era următoarea. 5 broscuțe stau pe un buștean, 4 dintre ele se hotărăsc să sară. Câte au mai rămas? Prima dată când m-a întrebat, am răspuns una. Nu, mi-a răspuns el, 5. De ce? Fiindcă e o diferență între a hotărâ și a trece la fapte. Cu cât aștepți mai mult să faci ceva ce ar trebui să faci acum, cu atât mai mari sunt șansele să nu mai faci niciodată acest lucru. Gândindu-mă la perioada în care mă gândeam dacă să cumpăr sau nu acel prim plan de dezvoltare personală, îmi dau seama că am avut un noroc, într-un fel, fiindcă știam
că mă îndrept spre ceva care mă depășește, ceva mai provocator decât orice altceva. Mai încercase până atunci, aveam să mă aflu sub un soi de microscop tot cei din jur, având așteptări foarte mari, știam că dacă nu îmi îmbunătățeam calitățile de lider, urma să eșuez lamentabil. Se poate să te simți și tu chiar acum o asemenea presiune personală sau profesională. Dacă așa stau lucrurile, probabil că ai anumite temeri să începi să te dezvolți. Dar dacă nu, e chiar așa? Indiferent că te simți impulsionat sau nu, acum este momentul să începi să te dezvolți. Autorul și profesorul Leo Buscaglia spunea: viața trăită pentru mâine va fi întotdeauna la o zi distanță de a se fi realizat. Realitatea este că nu vei realiza niciodată prea multe dacă nu mergi cu încredere în față și nu faci ceva înainte de a fi pe deplin pregătit. Dacă nu te dezvolți în mod intenționat, atunci trebuie să începi de acum, fiindcă dacă nu o faci, se poate să îți atingi câteva scopuri, însă în cele din urmă vei stagna. Odată ce începi să te dezvolți intenționat, continui să o faci și să te întrebi ce urmează. Breșa greșelilor. Mi-e teamă să nu greșesc. Dezvoltarea poate fi un proces destul de supărător. Înseamnă să recunoști că nu ai toate răspunsurile. Presupune să faci greșeli, te poate face să pari puțin stupid. Cei mai mulți se tem de aceste lucruri. Este însă prețul recunoașterii faptului că vrei să te perfecționezi. Dacă vrei să te dezvolți, va trebui să îți înlături orice temere pe care ai putea o avea legată de comiterea unei erori. Așa cum spune Warren Bennie, autor și profesor, o greșeală este pur și simplu un mod de a face lucrurile. Pentru ca dezvoltarea personală să fie un demers intenționat, așteaptă-te să faci greșeli în fiecare zi. Mai mult, le poți considera ca un semn care îți arată că mergi în direcția corectă. Breșa perfecțiunii. Trebuie să identifici cea mai bună modalitate de a proceda înainte de a începe. Asemănătoare cu breșa greșelilor este și cea a perfecțiunii. Anume dorința de a identifica cea mai bună modalitate de a demara planul de dezvoltare personală. În momentul în care Kurt mi-a vorbit despre ideea unui plan de dezvoltare, am încercat să-mi dau seama cum e cel mai bine să procedez. Am descoperit însă că trebuie să încep dacă voiam să găsesc cea mai bună modalitate. Este ca și cum ai șofa pe timp de noapte pe un drum pe care nu ai mai fost niciodată. Ideal ar fi să poți vedea întreaga rută înainte de a porni, însă nu o vezi decât treptat. Pe măsură ce mergi mai departe, ți se dezvăluie încă o bucată de drum. Dacă vrei să vezi ce urmează, atunci trebuie să mergi mai departe. Breșa inspirației. Nu mă simt inspirat să fac acest lucru. În urmă cu mai mulți ani, am fost nevoit să stau în sala de așteptare a unui cabinet medical destul de mult, atât de mult încât am terminat de făcut tot ceea ce îmi luasem cu mine de la serviciu. Căutam așadar ceva productiv cu care să-mi ocup timpul. Am răsfoit o revistă medicală, am găsit următorul text, care a devenit unul dintre exemplele mele favorite de inerție a motivării. Și apropo, asta se întâmpla înainte ca Nick să își exprime punctul de vedere. Fă-o chiar acum. Se poate să nu te simți inspirat să urmărești în mod agresiv un plan de dezvoltare personală dacă nu ai început încă acest proces. Dacă așa stau lucrurile, te rog să ai încredere în mine. Când îți spun că motivele pentru care trebuie să continui să te dezvolți pe plan personal, le depășesc pe acelea pe care trebuie să începi să te dezvolți. Și descoperi că cele din prima categorie devin cu atât mai importante cu cât ajungi să vezi beneficiile.
Așadar, ia-ți angajamentul de a începe și respectă acest plan pentru următoarele 12 luni. Te vei îndrăgosti de procesul în sine și vei putea privi în urmă, la sfârșitul anului, văzând cât de departe ai ajuns. Breșa comparației. Ceilalți sunt mai buni ca mine. Cam pe la începutul carierei am participat la o sesiune de schimb de idei cu alți 3 manageri din Orlando, Florida. M-am dus acolo fiindcă la vremea respectivă mi-am dat seama că trebuie să intru în contact cu manageri mai cunoscuți și mai buni din afara cercului meu restrâns de cunoștințe. La început m-am simțit intimidat, însă pe măsură ce am discutat și am împărțit idei, am știut foarte clar că nu fac parte din liga lor. Organizațiile pe care le conduceau erau de 6 ori mai mari decât ale mele și ei înșiși aveau idei mai multe și mai bune decât ale mele. Aveam sentimentul că sunt depășit și încercam să fac față. În ciuda acestor lucruri, eram încurajat. De ce? Fiindcă descoperam că acei oameni deosebiți erau dispuși să-și împărtășească ideile lor. Și aveam foarte mult de învățat. Nu poți învăța decât dacă cei care te conjoară sunt deasupra ta. În primii 10 ani în care mi-am urmărit planul de dezvoltare personală, eram mereu în urma celorlalți, așa că am fost nevoit să depășesc breșa comparațiilor. A trebuit să învăț să mă simt confortabil atunci când ieșeam din zona de confort personală. A fost o tranziție dificilă, însă a meritat. Breșa așteptărilor. Credeam că va fi mult mai ușor. Nu cunosc nicio persoană de succes care să creadă că dezvoltarea personală este atinsă într-o perioadă scurtă de timp, că drumul către vârf este simplu. Lucrurile nu stau pur și simplu așa. Oamenii își fac singuri norocul. Cum? Iată formula. Pregătire plus atitudine plus oportunitate plus acțiune egal noroc. Totul începe cu pregătirea. Din nefericire, pentru asta este nevoie de timp. Însă există și o veste bună. Așa cum a spus Jim Rohn, nu îți poți schimba peste noapte destinația, însă îți poți modifica chiar acum direcția. Dacă vrei să îți împlinești scopurile și să îți atingi potențialul maxim, dezvoltarea personală ar trebui să fie un demers intenționat. Viața ți se va schimba profund. Tranziția către dezvoltarea intenționată. Cu cât începi mai devreme să transformi dezvoltarea personală într-un proces intenționat, cu atât îți va fi mai bine, fiindcă dezvoltarea se amplifică dacă îi te dedici, dacă iată cum poți face această tranziție. Puneți chiar acum, în acest moment, marea întrebare. Cât va dura? Unde vrei să ajungi în viață? În ce direcție vrei să o iei? Cât de departe îți imaginezi că poți ajunge? Răspunsul la aceste întrebări te va ajuta să demarezi procesul de dezvoltare personală. Cel mai bun lucru pe care poți spera să-l faci în viață este să profiți cât se poate de mult de un anumit talent cu care ai fost înzestrat. Poți face acest lucru investind în tine, astfel încât să devii cât se poate de bun. Cu cât lucrezi mai mult în acest sens, cu atât vei avea un potențial mai mare și cu atât mai departe vei ajunge. Așa cum îmi spunea tot timpul tatăl meu în copilărie, pe cât de mult i s-a oferit unei persoane, pe atât de mult trebuie să îi se ceară. Ia-ți angajamentul să te dezvolți, astfel încât să devii cel mai bun. Începe chiar acum. Ca o concluzie a acestei legi,
După ce ai aflat toate detaliile legate de aceste breșe, ce strategii poți crea și implementa astfel încât să le poți astupa și depăși? Foarte mulți subestimează lipsa de importanță a multor lucruri în viața de zi cu zi. Atenția le este distrasă. Drept urmare, nu acordă atenție dezvoltării personale. Iar dacă se dezvoltă, totuși o fac întâmplător, nu fiindcă așa și-au propus. Uită-te la agenda ta din următoarele 12 luni. Cât timp ai alocat strict dezvoltării personale? Cei mai mulți vor descoperi că niciunul. Sau poate că ți-ai planificat să participi la un seminar în următorul an. Nu este suficient. Refă-ți agenda astfel încât să ai în fiecare zi o întâlnire cu tine pentru propria dezvoltare personală. 5 zile pe săptămână, 50 de săptămâni pe an. Dacă te gândești cumva că nu ai timp pentru așa ceva, probabil că este adevărat. Dar fă oricum. Dacă vrei să ai succes, trebuie să faci tot ce îți stă în putință. Dacă vrei să ai succes, trebuie să faci tot ceea ce îți stă în putință. Trezește-te cu o oră mai devreme, culcă-te cu o oră mai târziu, fă-ți un timp pentru asta la sfârșit de săptămână, fiindcă altfel trebuie să renunți la visuri, la speranțe și la dorința de a-ți atinge potențialul maxim. Începe chiar acum, indiferent în ce moment al zilei citești aceste rânduri, ia-ți angajamentul de a începe să te dezvolți, acordă-ți acea primă oră înainte de a te culca seara, fă-ți timp și în următoarele 5 zile, chiar dacă simți că nu ai chef, fă-o oricum. Acesta este îndemnul autorului. Eu vă mulțumesc pentru această seară, vă invit să-mi dați un like dacă v-a plăcut și ne întâlnim joi la aceeași oră. O seară bună să aveți!